Vampirași, înainte de episodul acesta să nu uitați să dați subscribe și să apăsați pe clopoțel să aveți notificări. Și nu uitați și de un like și de un coment. Să ne spuneți cât de mult vă place seria asta și dacă vreți să o mai continuăm. Domnul Limotan, de ce ai dat mașina la schimb? Era o mașină așa bună. Draculas. Da, domnul Limotan, ce jigoțu. Am băut în supermarket. Am dat mașina la schimb pe 3 sticle de băutură. Ei, pe ce ai dat? Aoleu, pe arătură că suntem șmecheri și merge cu mașina. Nici pe tarla la bunica nu mergem așa. Ce ai băut așa mult, domnul Limotan? Că-i bună băutura. E bună băutura, nu? Ia, te mai băutură! Draculas, Draculas, Draculas. Da, domnul Limotan, ce jigosă. Păpușel, îmi pare rău de ce o să vezi. Bă, de ce ai stat în fața mașinii? Te-am călcat și pe tine. Domnule George Gosu? Domnule George Gosu? Nu! Păpușel! Păpușel, mă auzi? Îi dau curat bă, la cap și nu ce faceți atâta gălăgii? Bă, ce s-a întâmplat? Bă, tu dormeai? Nu. Cum poate? Nu? Bă, tu dormeai. Ești acum din mașină că avem treabă. Hai, domnule Limotan. Bă, las, mă-n pace. Bă, motanilor. Bine, nu ești? Am spar roțile la mașină, nu mai avem cu ce merge acasă. Bă! Nu, domnul Păpușel! Na, bă, ești fericit. Draculas, dar ce ai făcut? Bă, dar eu n-am făcut nimic, domnul Motan și jigosul te-a învârtit. Ce-s cu minciunile astea, domnul Draculas, a? Bă, ce că minciun, că nu-i nicio minciună. Domnul Motan și jigosul, bă, dar tu dai în roți să cadă. Tu nu vezi că mașina asta deja e dusă? Bă, dacă îți dau acum cu hai, gata, gata, gata că m-am enervat, ia zi. Ce rugăciune ai mai învățat tu în ultima vreme? Rugăciune? Bă, eu vreau doar să ajung acasă, că... Bă, am zis rugăciune, am zis rugăciune. Pupu pistolă, pupu pistolă. Da, este pup turanga asta! Păpușel, am auzit cumva comentarii? Zi, bă, amul. Bă, ți-ai dat cu mașina? Bă, Toli Motan, ești ok? Nu, bă, eu am condus așa. Toli Motan, Giu și Gosu. Ce stai, se vede bă, acolo? Vreau să repar aici. Ce se vede, bă? Ce se... Bă, e ceva acolo. Îl vezi? Că e un băștinaș, ce e ăla? Cum se fie, bă, băștinaș? Bă, dar oare explozia aia când a explodat din baza SCP? Nu e liberat toți monștrii? Bat-te pe sigură. Mă bat pe sigură? Bă, cred dacă ăsta e adevărul. Ia, hai să vedem, bă, hai să controlăm. Nu a dispărut. Tot acolo. Bă! Bă! E SCP-173! E monstru al lună! Dispar, bă! Bă, nu cred că îl rezolvi așa, bă! Hai înapoi repede la mașină, că nu-i bine ce se întâmplă aici. Draculas, Draculas, Draculas! Da. Problema asta are o singură soluție. Și una în toată lumea. Ce soluție, George Gosu? Am plecat, băi! Doamne, George Gosu! Adios, nu o să mă mai vezi. Nu, domnule George Gosu! Monstrule alună SCP-173, te rog să pleci, bă, hai rapid, bă, că mi-e frică de el. Hai rapid la mașină, hai rapid la mașină! Hai, bă, că l-am pus în lanțuri alta. Eu am plecat, nu mai stau la discuție, că mie mi-e frică, domnule Motan. A, dar nu mai avem roți, bă, perfect! Oare de ce nu mai avem roți? A, nu-l pune aici cu mine! Bă, nu-l pune cu mine, e prea urât! Bă, tu ce nu înțelegi că e prea urât, a? Eu zic cel mașina mai bine. Mașina mea de acum, măi! Mașina ta, da? Eu zic mai bine îl punem în apă și acolo n-are cum să vină. N-are cum să vină din apă. Bă, Draculas, dar ce să vină din apă? Vezi? Bă, dar eu l-am pus în apă! Bă, dar după el. Bă, Draculas, tu-l vezi pe ăla? Bă, ce le-a mai ieșit ăștia? Bă, cred că am citit undeva de ei. Sunt câini de mari, bă. Câini de mare, bă, te-au scăpat din baza SCP! Dacă pescuiesc acum, pescuiesc! Păi dar nu-i pescui, lasă-i acolo! Bă, câinii ăștia au scăpat din baza SCP! Bă, ce faci aici? Bă, te-au mâncat? Bă, te-au dus în adâncuri! Domnul Joshi Gosu? Mă nec! Păi, Draculas! Da? Nu vrei să-l adoptăm, bă?
Să-l adoptăm? Nici gând, nu o să adopt așa ceva. Tu nu vezi ce monstru urât? Bă, arată fiți ca o leu. Uite ce frumos e. Bă, arată fiți ca o leu. Ce liniștit e când se uită așa la... Da, bă, liniștit. Bă, nu vreau să-l las, dar l-am pus în apă, că nu vreau să-i mai văd moaca aia. Na, am scăpat de el. Vezi, așa se face treabă bună. Nu poți să cred! Ce sălbatic ești, zici că ai fost crescut în junglă. Te rog, monstrule, stai acolo! Stai acolo! Te rog, stai acolo, nu mai vreau! Bă, hai să plecăm odată, serios. Dă-i, că nu vreau... A, ce s-a întâmplat, bă? Nu avem roți. Bă! Ce? O întrebare mai bună. Da. Unde-i păpușel, bă? Bă, l-a luat monstrul ăla! Dă-l încoace pe păpușel, că știu că l-ai luat tu! Dă-l mă pe păpușel încoace! Bă, l-a luat, ăsta l-a luat pe păpușel! Ăsta știi să nuati? Ăsta știi să nuati, bă? Nu cred! De când? Bă, l-a furat pe păpușel, auleu! Ia hai să nu ne uităm la el, ia! Nu te uita la el! Bă! Mi-ai spus să nu mă uit la el și ăsta te strânge de gât? Domnule Motanjo și Gosu! Bă, l-ai luat pe păpușel? L-ai strâns pe gât pe domnul Motan, îți spunem ce vrei. Spune-mi ce vrei, că mă bubuie cum cu tine! Draculas. Da, domnule Motan. Tot ce putem face acum e să reparăm mașina și să plecăm. Dar trebuie să-l punem în lesă pe ăsta, nu știu, să-i stai așa că-l rezolv eu. Domnule Motan, George Gosu, tu știi să repar mașina? Da, bă, uite, l-am pus pe ăsta în lesă și tu doar ai grijă de ăsta ca să nu fac urât și o repar mașina, hai. Da, bă, promit că am. Păi ce se vede acolo după copaci? Domnule Motanjo și Gosu, bă, uite cât-ți vin! Hai bă, fă mașina aia mai rapid, cu uite cât-ți vin acolo! Putem noi la mașina asta, dacă te ajut, hai că te ajut! Bă, să profii din noi! Bă, Draculas! Bă, e singurul soluție, eu sunt singurul soluție să plecăm de aici! Bă, trebuie să repa... Aaaa, asta e soluția ta! A reparat mașina. N-ai reparat, bă, nimic, uite ce-ai făcut la mașină, bă! Hai să fugim! Hai acum! Draculas! Da. Uite toți la mine, Draculas. De ce se uite așa toți la tine? Bă, vă rog frumos, plecați, da? Dacă nu plecați, o să-l pun pe domnul George Gosu pe voi. Ia, arată-le... Bă! Domnule Motan, George Gosu, unde fugi? Vino înapoi! Domnule Motan, vino înapoi! Tu crezi tu că mai stau lângă ea, bă? Bă, uite că nu mai vin. Vezi că stau toți acolo. Uite, vezi? Stai bă, stai, că am sunat mecanicul meu. Și uite, ia uite bă, special delivery for noi. Bravo, domnule Motan. Draculas? Da? Draculas, să nu te sperii, dar ăia se apropie de noi. Bă, nu se apropie nimeni, ai încredere nimic, nu se... Bă, vină înapoi, nu mă lăsa cu aia! Da, Draculas, baftă! Bă, nu se apropie aia, doar ți se pare că se apropie. Domnule Motan, te rog, ia-mă cu tine, te rog! Leagă-ți un scaun, că nu te primesc cu mine. Bă, te rog, se apropie aia, te rog chiar... Domnule Motan, aia se apropie de noi! Bine, bă, îmi pun acum un scaun dacă chiar trebuie să fac asta. Mai repede, Draculas, că aia sunt apă! Auleu, se apropie, uite cum vin! Ai, stai că acum aleg, ai! Stai! Bă, uite cum vin! Bă, m-ai uitat! Hai, dă-i! Auleu, cum face? Zbeat! Bă, și eu sunt foarte amețit. Aaaa, ce se întâmplă? Aaaa, ajutor! Bă, Draculas, nu mai ajungem acasă. Bă, ne-ai băgat în apă. Bă, dar nici nu ne-am mișcat de acolo. Tot la pietrele astea eram când am plecat. Domnule Motan, unde ești? Unde-s monștrii aia SGP? Mă trag ăștia în apă. Cum să te tragă, bă, în apă? Domnule Motan, ești de acolo, domnule Motan? Domnule Motan, uite, ți-am spus, aveam ascuns după copaci acest avion. Bă, ți-am dat din greșeală, ți-am dat cu avionul în cap, iartă-mă. Domnule Motan, se apropie, urcă-te, hai să-i dăm spre casă, bă, încă vine, uite-l cu ce viteză vine. Intră, doar intră. Stai, mai întâi de toate, vreau să-i spun ceva. Du-te încolo, ești cel mai urât monstru din lume. Iuhu, a scăpat, dai, domnule Motan. Ridică-te sus! Sus! Nu! Bă, ai avut o misiune, bă! Atât ai avut, o misiune! Dă-i, că-i în spatele nostru! Ridică așa! Uhu! A scăpat! George Gosu! George Gosu!
Cine pus copacul ăla în fața mea? Doamne, Dumnezeu ți l-a pus. Domnule Motan, Joshi Gosu, uite, mai asta e singura, acum chiar e singura noastră cale de a scăpa. Trebuie să... Bă! Urcați la bord, domnul pilot Motan va porni în 3 secunde. Bă, tu tot ce ai condus, da, a fost condus prost. Bă, Draculas, Draculas. Da, domnule Motan. Cred că am uitat un aspect din evadarea noastră de acolo. Ce aspect? Domnul Șobolan nu a avut doar o bombă. Adică? A avut vreo 3 la îndemână. Și una o să o dea fix lângă noi acum. Tu vorbești serios? Da, bă. Bă. E nebun. Bă, știi ce am auzit? Ce? Am auzit că s-a supărat pe noi foarte tare că l-am uitat la Granny atunci, bă. Ai de capul meu. Bă, dar nu l-am uitat la Granny. L-am uitat, da. Dar în același adevărul timp nu că l-am uitat. Ai de capul. Hai mai repede, hai mai repede. Domnule Motan, Joshi Gosu, hai să fugim. Draculas, hai repede, hai repede. Hai, domnule Motan, Joshi Gosu, că o să pupui bomba aia. Bă, trebuie să o iei pe la apă, pe acolo, domnule Motan. Pe aici, bă? Da, bă, ca să nu nici noi odată acasă, că nu mai pomi foame, mi se tipă... Aaaa, asta-i bomba lui domnul Șobolan! Aaaa, bă, măcar suntem bine! Aaaa, nu suntem bine! Nu mai suntem, bă, bine! Domnule Motan, Joshi Gosu, Doamne, nu mai avem cu ce să ajungem, bă, acasă, bă, tata Motan ne așteaptă acolo. Tu să-i seama ce foame este lui tata Motan? Bă, eu nu cred că totuși au avut atâta vin să bei și beri. Da, bă, dar... O rămas cu Granny acasă, imaginează-ți el și cu Granny în aceeași casă. Bă, bă, trebuie să găsim, bă, trebuie să găsim ceva să mergem acasă, dar nu știu ce... Bă! Ce? Uite, uite ce văd acolo! Ce? Bă, ăla nu-i tractorul lui Gică? Bă, da! Bă, săracul Gică, l-am uitat în baza SCP. Să că nu-și supăr dacă îi luăm tractorul. Hai, domnule Motan, dă-i spre casă, dă-i spre casă, așa! Aaaa! Eu m-am dus, mine. Draculas, eu m-am dus. Bună vino, Gheorghiuliu, li-di-di-di-di-da-di-da-di-da, cules toamna pe târziu, di-li-di-di-di-da-di-da-di-da, mult mai beau și nu mă îmbăt, di-li-di-di-di-da-di-da-di-da. Mamă, greu e să conduci când ești beat. Aoleu, ăsta-i Dumnezeu care mă bate că am băut! Domnule Motan, domnule Motan, Joshi Gosu, dă-i spre casă, cu nu mai avem așa mult până acasă! Mult mai beau și nu mă îmbăt, da. Ți-a plăcut cum am cântat-o drumul? Doamne, mi-ai bubuit capul, hai, dă-i o dată acasă cu tractorul lui Gică viteză. Nu mai am benzin, gata, până aici a plătit. Bă, abia aștept să ajung acasă, Doamne, ce frumos e să fie acasă! Nu, am uitat că acasă sunt doar Granny! Draculas, dar ce-ai zis tu? N-ai zis că la SCP scăpăm migrenii? Ba da, bă, știi, se pare că am făcut ceva corect la SCP. Da? Bun. Da. Asta ar fi unul la mână. Doi la mână, deci un SCP în spatele tău. În spate? Bă, dar nu era SCP-ul ăsta. Draculas, unde-i? Bă, să-i cea? Bă, m-a luat din gât, ai văzut? El sau Granny, sau amândoi? Cred că amândoi. Bă, bă, uite-te pe casă. Uite-te pe casă. Ce-ai făcut, bă? Eu ce-am făcut sau... Bă, dar n-am dat eu... Bă, domnul Șobolan, știi cum ai dat a doua oară bomba aia nucleară? Cred că eu o eliberat pe toți SCP-ii. Rapid în hambar! În hambar, rapid, rapid! Bă, uite-l cum vine! Hai în hambar, hai în hambar! Aici, domnule Motan, Joshi Gosu, aici, 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 aici! Ascunde aici, hai să ne ascundem aici! Bă, suntem în siguranță aici, hai încă! E în fața noastră! Ba, nu-i! Domnule Motan, Joshi Gosu, Bă, acum mi-am amintit că și tata Motan a rămas undeva pe aici, hai să-l căutăm. Pune simțurile, mirosurile de tata Motan. Hai, rapid. L-ai găsit? Bă, tata Motan, uite cu sticle, bă, cred că e mort de beat. Intră aici. Bă, l-am găsit pe tata Motan. Dar vom continua în episodul viitor, vampiraș. Nu uitați să dați subscribe, să porniți clopoțelul, să dați like și comentarii pentru domnul Motan Joshi Gosu. Draculas, nu te uiți în spate! Aaaa!